Mergeți și la preoții voștri, că ei știu necazurile mirenilor și greutățile voastre. Voi aveți preoți buni la Sibiu. Nu mergeți la mănăstiri să vă spovediți că vă dau canoane mari, dar să mergeți la mănăstiri pentru rugăciuni, liturghii și dezlegări, a zis odată părintele Arsenie Boca. Eram la Biserica Drăgănescu. Părintele Arsenie picta sus, iar eu stăteam jos lângă schielă. La un moment dat, părintele zice, măi, așa e că-ți lacom preoții? Eu nu spun nimic. Părintele mă întreabă și a doua oară și mă întreabă și a treia oară. Măi, așa-i că la cum preoții. Eu nu scot o vorbă. Atunci părintele se apleacă să vadă dacă mai sunt lângă schelă și îmi zice. Măi, tu nu auzi ce vorbesc eu cu tine? Eu zic, da, părinte, acum nu am vorbit de preoți. Părintele zice, da, măi, nu am vorbit acum de preoți, dar tu, când ești cu mai multe persoane și vorbiți de preoți, nu mai de rău ziceți de ei. Ziceți că zlacomi. iată ce povață-ți dau eu, să nu mai vorbiți de rău pe preoți, fiindcă sunt slujitorul lui Dumnezeu și nu aveți voie să-i judecați voi. După ce m-am întors de la părintele, am deschis Biblia exact la paragraful care zice Cine ești tu, omule, ca să judeci sluga altuia? Exact ce-mi spusese părintele Arsenie, de atunci nu mai vorbesc pe nimeni de rău, mai ales pe preoți, că Dumnezeu este singurul care poate să-i judece.